PSD Constanța a demarat procedura de strângere a semnăturilor de susținere pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. La eveniment au participat liderii socialdemocrați, dar și membrii de partid alături de simpatizanți. Semnăturile vor fi colectate în zona cortului personalizat cu sloganul de campanie amplasat în fața unui centru comercial din oraș. Noi semnăm pentru a fi președinte Marcel Ciolacu din toate motivele posibile. Adică este omul potrivit la locul potrivit din punctul meu de vedere, după 20 de ani de guvernare de dreapta și o zi guvernare de dreapta, pentru că, după cum știți, președintele desemnează viitorul sau premier al României și de aici s-au ivit foarte multe încurcături în guvernări. Pentru că PSD-ul de-a lungul timpului a cam câștigat alegerile, dar președinții de dreapta au desemnat guvernări făcute din bucățele, așa cum le-au convenit. Semnăm pentru Marcel Ciolacu pentru că este un om adevărat. Pentru că a demonstrat ca și prim-ministru performanță, eficiență, empatie cu problemele oamenilor. Pentru că va fi cu siguranță un președinte al tuturor românilor. A semnat pentru stabilitate. Am semnat pentru echilibru, am semnat pentru un om care a dovedit că atunci când a intrat la guvernare a adus țării stabilitate și a reușit să ducă țara pe calea cea bună. Am semnat pentru un om care a dovedit încă din tinerețe că totul se face muncind, fiind responsabil și făcând lucrurile așa cum trebuie. Andrei Novac, secretar de stat pentru relația cu Institutul Cultural Român și Politici Culturale, s-a înscris și el recent în PSD Constanța și a fost prezent la evenimentul de strângere a semnăturilor. De asemenea, și membrii Alternativei Drepte s-au alăturat socialdemocraților. Cred în proiectele pe care guvernul Marcel Ciolacu le-a promovat și pe care la rândul meu le-am promovat și poate din guvern, venind cumva dintr-o zonă apolitică, nu fiind membru de partid până acum, am considerat că este varianta cea mai bună pentru România, atât din punct de vedere al coordonării, să spun așa, activității externe și activității generale din perspectiva unui președinte social-democrat după 20 de ani, cât și din perspectiva coordonării guvernului la nivel de România. Partidul Alternativa Dreaptă, la alegerile locale din luna iunie, a avut un succes. Am avut 5500 de voturi și foarte multe proiecte. Ne dorim ca aceste proiecte să fie implementate, iar acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă mergem către un partid puternic și un partid pe care noi se mănânce. Eu m-am reîndorsat în PSD, Alegerile prezidențiale de anul acesta se vor desfășura pe 24 noiembrie pentru primul tur de scrutin și 8 decembrie pentru al doilea tur.